În această lecție introductivă la trapez vom clarifica definiția, elementele și clasificăm trapezul. Un patrater se numește trapez dacă are două laturi opuse paralele și două neparalele. Avem desenat trapezul cu verde, ABCD. Observați că AB este paralel cu CD și AD nu este paralel cu BC. Elementele trapezului sunt: avem vârfuri. Vârfurile sunt punctele A, B, C și D. Le-am marcat ca să le vedem mai bine și să le și enumerăm. Deci avem vârfuri, punctele A, B, C și D. Avem laturi. Latura AB și latura CD, laturile paralele, se mai numesc baze. Baza mare este AB și baza mică este CD. Iar laturile AD și BC se mai numesc laturi neparalele. Nu le mai scriu că nu ne încape, n-am lăsat loc suficient. Unghiurile sunt unghiul A, unghiul B, unghiul C și unghiul D, deci avem unghiul A, unghiul B, unghiul C și unghiul D. Într-un trapez este foarte important să știi că unghiurile alăturate unei laturi neparalele sunt suplimentare. De ce? Pentru că unghiul D1 pe care l-am desenat eu este congruent cu unghiul A1. Sunt corespondente pentru paralelele DC și AB tăiate de secanta AD și cum D1 cu D2 fac 180 de grade, înseamnă de fapt că D2 cu A1 fac 180 de grade. Deci este o proprietate foarte importantă pe care trebuie să o reții la trapez. Avem diagonale, să le desenăm două diagonale. Avem diagonala AC și diagonala BD. Să o desenăm și pe BD. Deci două diagonale. Să și scriem că acestea sunt diagonale. Deci diagonalele sunt AC, diagonalele sunt segmentele care unesc două vârfuri opuse și BD. Și avem linia mijlocie. Linia mijlocie este segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele. Deci aceasta se numește linie mijlocie. Atenție la linia mijlocie. Are, evident, teorema asemănătoare cu cea de la triunghi. Linia mijlocie este paralelă cu bazele și are lungimea jumătate din suma bazelor, deci semisuma bazelor. Deci linia mijlocii este MN. MN este paralelă cu CD și cu AB, cu bazele, cu ambele baze și are lungimea jumătate din suma lungimilor bazei. Deci o să mai scriem lungimea liniei mijlocii, este baza mare plus baza mică supra 2. Segmentul pe care îl formează linia mijlocie între diagonale, are și el o proprietate importantă pe care am scris-o în materialul teoretic, este diferența bazelor pe 2, semisuma bazelor. Clasificăm trapezele în felul următor. Trapezul are care? Trapezisos, cel care are două laturi congruente, deci laturile neparalele congruente, și trapezul dreptunghic, care are două unghiuri drepte. În trapez este bine să indicăm și înălțimea. Înălțimea este distanța dintre baze. De exemplu, să desenăm înălțimea în trapezul oarecare cu roșu. Noi putem să o ducem oriunde cum o să ne fie necesar în probleme, deci este distanța dintre baze. Să desenăm și în trapezul isoscel o înălțime, deci distanța dintre baze. Să desenăm și în trapezul dreptunghic. Avem una din laturile paralele, este înălțime, dar de multe ori trebuie să ducem cealaltă înălțime. ABCD este trapez dreptunghic cu AB paralel cu CD, măsura unghiului A de 90 și BD perpendicular pe BC. Să marcăm că diagonala este perpendiculară pe latura neparalelă.
AD este de 5 cm, iar DB este bisectoarea unghiului ADC. Să marcăm pe figură acest lucru. Cum unghiul D este de 90 de grade și DB este bisectoare, înseamnă că fiecare dintre unghiurile formate vor fi de 45 de grade. Să le notăm D1 și D2. Deci scriem acest lucru. DB este bisectoare, înseamnă că unghiul D1 este congruent cu unghiul D2 și fiecare dintre ele au măsura de 45 de grade. Știm că dreapta AB este paralelă cu dreapta DC pentru că sunt baze ale trapezului și dacă le privim tăiate de secanta DB, formează unghiuri alterne interne congruente. Unghiul B1 va fi congruent cu unghiul notat anterior D1, pentru că sunt alterne interne. Cum măsura unghiului D1 era de 45 de grade, rezultă că și măsura unghiului B1 este de 45 de grade, D2 este de 45 de grade. Asta ne spune că triunghiul ADB va fi un triunghi dreptunghic isoscel. Și dacă triunghiul este isoscel, înseamnă că și lungimea laturii AB va fi tot 5 centimetri. Notăm, scriem pe ea 5 centimetri. Vom duce înălțimea din D, să o construim, înălțimea din D, nu din D, din B, că din D AB este dusă înălțime, construim înălțimea din B, să punem piciorul înălțimii, să-l notăm cu M, pentru că nu avem M. Și observăm că patrulaterul ABMD este un pătrat, pentru că AB paralel cu DM, toate unghiurile sunt drepte. Unghiul M este drept, ca așa am construit, AU era drept, DU era drept, deci rezultă că și BU, citit cu trei litere ABM, este drept, deci este de fapt un dreptunghi cu două laturi consecutive congruente, deci este pătrat. Și atunci va rezulta că și BM este de 5 cm și DM este de 5 cm. Să scriem pe ele 5 și 5. Cum? Măsura DM egal cu MB egal cu 5 înseamnă că triunghiul DMB este un triunghi isoscel, deci unghiul este de 45 de grade, unghiul B2 să-i spunem, este de 45 de grade, deci va rezulta că și unghiul B3 este tot de 45 de grade, cum unghiul DBC era de 90, unghiul D1 de 45 și CU este tot de 45. Deci vom avea că triunghiul DMC este un triunghi dreptunghic isoscel și dacă este triunghi dreptunghic isoscel, înseamnă că DM este egal cu MC. Cum DM era 5, înseamnă că și MC este tot 5. Și atunci să vedem ce am aflat. Am aflat că lungimea bazei mari este 5 plus 5, 10 cm. Lungimea bazei mici o aflasem 5 cm. Lungimea liniei mijlocii este semisuma bazelor, baza mare plus baza mică pe 2, deci 10 plus 5 pe 2, 15 pe 2, 7,5 cm. Și aria trapezului o aflăm ținând cont de formula de calcul a ariei, baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2, avem tot ce ne trebuie, deci aria este egală. Baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2. Baza mare este 15, 10, 10, scuze, să corectăm, să nu lăsăm greșit, 10. Baza mică este 5, înălțimea BM este 5 pe 2. Și atunci avem 15 ori 5, 75 pe 2. Facem și împărțirea 37,5 cm pătrați de data aceasta, pentru că este o arie. Avem un triunghi ABC, isoscel, cu AB egal cu AC.
BD este perpendiculară pe AC. Pentru a construi perpendiculara din B pe AC, prelungim întâi segmentul AC cu un. Deci l-am prelungit, segmentul AC, să mutăm puțin așa și ducem perpendiculara din B pe AC. Perpendiculara se duce cu echerul, acasă vei face, îți propun să refaci această problemă folosind echerul pentru a construi perpendiculara. Și ducem prelungim și AB pentru a construi perpendiculara din C pe AB. Tot cu echerul. Bun, să notăm ce avem. Avem, reluăm problema ca să fie clar ce avem de notat. Triunghiul ABC isoscel, marcăm pe figură că este isoscel, punem AB congruent cu AC, măsura unghiului A de 120 de grade, am scris ca să ne fie clar. Am construit BD perpendicular pe AC, notăm D, și ce e perpendiculară pe AB, am notat E. Avem de demonstrat că trapezul BCED este un trapez isoscel. Pentru aceasta vom uni întâi D cu E ca să vedem trapezul și cum vom proceda. Vom lua pentru început triunghiurile BAD și triunghiul CAE. Ce au cele două triunghiuri? Ele sunt triunghiuri dreptunghice. Observați că D-ul din triunghiul BAD și E-ul din triunghiul ACE sunt unghiuri drepte. Au AB egal cu AC pentru că triunghiul inițial este un triunghi isoscel, iar unghiurile A1 și A2 din triunghiurile noastre sunt congruente pentru că sunt unghiuri opuse la vârf. Am să le scriu și, haideți să le scriem și măsura. Cum A3 este de 120 de grade, înseamnă că împreună în jurul unui punct suma măsurilor unghiului 360, deci rămân pentru astea cele două unghiuri ale noastre 120. Și atunci fiecare este de câte 60 de grade. Înseamnă că triunghiurile noastre sunt congruente din cazul ipotenuză unghi. Observați că AC este ipotenuză în triunghiul AEC. Deci triunghiurile sunt congruente. Dacă triunghiurile sunt congruente, vor rezulta unghiuri și laturi omologe congruente. La latura AE va fi congruentă cu latura AD și laturile BD, care se opun unghiurilor A1 și A2, congruentă cu latura EC. Am marcat și pe figură să marcăm cu trei liniuțe AE-ul și CD-ul. Pentru că AE congruent cu CD va rezulta că triunghiul AED este un triunghi isoscel, deci unghiurile de la bază vor fi congruente, înseamnă că unghiul D1 și E1 sunt congruente și măsurile lor sunt egale cu 180 minus 120 pe 2, deci 30 de grade. Am scăzut măsura unghiului A3 și am împărțit la 2. Fiecare au 30 de grade. Și priviți ce am găsit. Unghiul de 1 are 30 de grade, l-am îngroșat ca să-l vedem. Unghiul C1, tot îngroșat, îl și notez, C1 are tot 30 de grade pentru că din 180, cât este suma măsurilor unghiului triunghiului ABC, scădem 120 și împărțim la 2, deci vor fi 30 de grade pentru C1 și pentru B1. Și atunci aceste două unghiuri, D1 și C1, au poziție de unghiuri alte interne, interne pentru dreptele DE și BC, deci va rezulta că DE paralel cu BC, datorită faptului că tăiate de secanta DC formează unghiuri alterne, interne, congruente. Și atunci, dacă dreptele DE și BC sunt paralele, înseamnă că DE
CB este un trapez. Am demonstrat anterior că EC este congruent cu DB, deci trapezul nostru va fi unul isoscel, exact ceea ce trebuia să demonstrăm. ABCD este trapez cu AB paralel cu CD. A' este bisectoarea unghiului DAB, să o desenăm. Deci A' este bisectoarea unghiului DAB. Desenăm bisectoarea. Desenăm BB' bisectoarea unghiului ABC și apoi le desenăm întâi și apoi o să le notăm. CC' este bisectoarea unghiului BCD și o desenăm și pe aceasta. Și DD' este bisectoarea unghiului ADC. O desenăm și pe aceasta și imediat le vom nota pe toate cele desenate. Haideți să le notăm. Deci am desenat A' bisectoare, o notăm. Am desenat BB' bisectoare, o notăm. Am desenat CC' bisectoare, am notat-o. Și DD' bisectoare am notat. Să vedem ce ne se cere la primul subpunct. La primul subpunct ni se cere să demonstrăm că triunghiul AD'D este unul dreptunghi. Cum procedăm? A' este bisectoarea unghiului A, împarte unghiul în două unghiuri congruente pe care o să le notăm fiecare dintre măsurile acestor unghiuri cu X. DD' este bisectoarea unghiului ADC, notăm, împarte unghiul în două unghiuri congruente, notăm fiecare dintre aceste unghiuri cu Y. Și atunci, pentru subpunctul A, vom avea următorul lucru. Știm că unghiul A și unghiul D sunt unghiuri alăturate laturilor unei laturi neparalele într-un trapez, deci sunt unghiuri suplimentare. Asta înseamnă că 2x plus 2y, cât este măsura fiecăruia, 2x al lui A, 2y al unghiului B, măsura este 180 de grade. Și atunci, dacă vom împărți prin 2 această relație, ne va rezulta că x plus y este 90 de grade și mergem să calculăm măsura unghiului D' marcat din triunghiul ADD'. Măsura unghiului D' va fi 180 de grade minus x plus y, cât sunt măsurile celorlalte două unghiuri ale triunghiului, deci va fi 180 minus 90, 90 de grade. Și atunci triunghiul ADD' va fi unul dreptunghic. Analog vom proceda pentru triunghiul CC'B, despre care trebuie să demonstrăm că e tot dreptunghic. Dacă notăm A, cele două unghiuri pe care le formează bisectoarea BB' cu laturile unghiului, și cu B, cele două unghiuri pe care le formează bisectoarea CG' cu laturile unghiului DCB, vom avea 2A plus 2B 180, deci A plus B 90. De unde vom calcula măsura unghiului C' 180 minus A plus B, deci 90. Și am terminat de demonstrat punctul A. Trecem la punctul B. Trebuie să arătăm că unghiul AD A' este triunghiul AD A' este un triunghi isoscel. Păi în acest triunghi, în triunghiul DA A', avem DD' este bisectoare și am demonstrat că măsura unghiului D' este de 90 de grade, deci DD' este și înălțime. Dacă într-un triunghi bisectoarea coincide cu înălțimea, înseamnă că triunghiul DA' este un triunghi isoscel. Și la fel vom proceda pentru triunghiul CBB'. CC' este înălțime și bisectoare, deci triunghiul va fi unul isoscel. Trecem la subpunctul C, dar pentru a rezolva subpunctul C, întâi să vedem ce mai avem de construit. Trebuie să construim D'E paralel cu DC, să-l construim D'E paralel cu DC. Și C'F paralel tot cu DC, atenție unde se găsesc eu și F-ul, și ni se cere să calculăm pe D'C'. Păi să unim și pe D'C', pentru că noi trebuie să-l calculăm și l-am unit.
N-a ieșit chiar perfect, dar să spunem că merge. Pentru, ne facem loc pentru rezolvare, deci o să ștergem o porțiune din ipoteză și din rezolvarea anterioară, să ne rămână loc pentru rezolvarea acestui subpunct C și vedem cum procedăm. Să notăm întâi ceea ce am construit. Am construit D prim E, notăm E-ul, și C prim F. Haideți să vedem ce D prim era mijlocul segmentului A prim, pentru că D prim D fiind înălțime într-un triunghi isoscel, înseamnă că este și mediană, deci D prim este mijloc. Am construit D prim E paralel cu DC, asta înseamnă că D prim E va fi linie mijlocie în triunghiul AD A prim. Analog, C prim F este linie mijlocie în triunghiul BB'C. Și atunci EF va fi linia mijlocie a trapezului ABCD, pentru că unește mijloacele E și F ale laturilor neparalele. Noi trebuie să-l calculăm pe D prim C prim. Cum vom proceda? D prim C prim va fi diferența dintre linia mijlocie a trapezului EIF minus E D prim minus F C prim. Și să socotim. EIF este linia mijlocie, deci va fi AB plus CD supra 2 minus. E D prim este linia mijlocie în triunghiul nu, linie mijlocie, că nu ne folosește, noi trebuie să-l legăm de AD, ne mai uităm o dată. În triunghiul dreptunghic DD'A, deci DD'A este un triunghi dreptunghic, D'E este linie mijlocie, deci eu este, cred că am greșit, am spus linie mijlocie, să reluăm. În triunghiul DD'A, dreptunghic, DE este mediană. Triunghiul DD'A este dreptunghic, mediana corespunzătoare ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic este jumătate din lungimea ipotenuzei, deci este AD pe 2. Analog, în celălalt triunghi dreptunghic CC'B, C'F este mediană, deci va fi BC pe 2. Și atunci mergem și înlocuim minus AD pe 2 minus BC pe 2. Observăm că numitorul comun este 2 și dacă vom scrie AB plus CD în paranteză, scoatem minusul în față și ne rămâne AD minus BC totul pe 2, adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Este o problemă interesantă, te sfătuiesc să o mai urmărești odată, să pui pauză și să mai urmărești odată explicațiile. ABCD este un trapez isoscel cu AB paralel cu CD și AB mai mare decât CD, deci AB este baza mare. AD este egală cu DC și egală cu BC, deci toate trei sunt congruente. Măsura unghiului B este de 60 de grade, iar la baza mare AB este de 48 de centimetri. Mi se cere să calculăm perimetrul, să marcăm și unghiul 60 de grade, ni se cere să calculăm perimetrul trapezului și lungimea liniei mijlocii a trapezului. Cum vom proceda? Vom proceda în felul următor. Pentru că unghiul B este de 60 de grade, înseamnă că și unghiul A este tot de 60 de grade, vom uni A cu C, deci vom duce diagonala, o să o ducem mai frumos, nu cu mâna, pentru că arată rău, unim A cu C și atunci triunghiul ADC va fi un triunghi isoscel.
Pentru că unghiul aid este de 60 de grade, unghiul D va fi de 120 de grade și atunci triunghiul ADC, să și scriem. Deci măsura unghiului B este de 60 de grade. Asta înseamnă că măsura unghiului A este tot de 60 de grade, pentru că unghiurile alăturate unei baze sunt congruente, iar măsurile unghiurilor C și D, care sunt congruente, ambele vor fi de 120 de grade, pentru că unghiurile alăturate laturilor neparalele sunt suplimentare. Cum CD este egal cu AD, înseamnă că triunghiul ADC este unul isoscel și cum măsura unghiului D este de 120 de grade, înseamnă că fiecare dintre unghiurile formate A1 și C1 sunt congruente și au măsura unghiurilor de 180 minus 120 pe 2, adică de 30 de grade, fiecare dintre ele. Deci să marcăm pe figură 30 de grade. Înseamnă că, pentru că unghiul C este de 120 de grade, înseamnă că ne rămâne pentru măsura unghiului ACB va fi de 90 de grade și atunci vom avea un triunghi dreptunghic cu măsura unghiului A1, am să-l notez, în acest triunghi dreptunghic va fi de 30 de grade, pentru că avem 90 cu 60, 150, scăzut din 180 va fi 30 de grade. Și am obținut un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Atunci rezultă că cateta opusă, BC, va avea lungimea jumătate din ipotenuza acestui triunghi, de jumătatea lui AB, adică 48 pe 2, 24 de centimetri. Cum BC este de 24 de centimetri, înseamnă că și CD va fi tot 24 de centimetri și AD-ul tot de 24 de centimetri, toate trei, pentru că ni se dădea în ipoteză că sunt congruente. Și atunci perimetrul trapezului va fi format din 48 plus 3 ori 24, adică 48 plus 72 de centimetri, înseamnă 120 de centimetri. Pentru a afla linia mijlocie, ne vom aminti teorema liniei mijlocii. Linia mijlocie într-un trapez are lungimea egală cu semisuma lungimilor bazelor. Haideți să o construim, nu e absolut necesar, dar ca să ne amintim cum se construiește, unește mijloacele laturilor neparalele. Să o notăm cu M și N, pentru că nu avem M și N, și atunci lungimea liniei mijlocii va fi lungimea bazei mari plus lungimea bazei mici supra 2, în cazul nostru 48 plus 24 supra 2, 72 pe 2, 36 de centimetri. Să continuăm cu încă o cerință la problema aceasta. Haideți să-i aflăm acestui trapez și aria lui. Cum procedăm ca să-i aflăm aria? Ne amintim formula de calcul a arii, aria trapezului, să-i spunem un C mic. C mic, aria trapezului este baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Bazele le avem, nu avem înălțimea. Construim o înălțime, să spunem că ne construim înălțimea în trapez. O să punem piciorul înălțimii, o să-l notăm cu o literă, să zicem în cazul nostru, îl notăm cu ceva care nu avem E. Și pentru a calcula aria ne trebuie DE. Cum? Măsura unghiului A este de 60 de grade, înseamnă că măsura unghiului D din triunghiul ADE este de 30 de grade, fiindcă măsura unghiului ADE este de 30 de grade în triunghiul dreptunghic ADE, ne va rezulta că cateta opusă AE este jumătate din ipotenuză, deci va fi 12. Pentru că AE este 12, pentru a afla înălțimea DE, vom face teorema lui Pitagora, deci DE pătrat în triunghiul ADE. DE pătrat va fi AD pătrat minus AE pătrat. Deci va fi 24 la pătrat minus 12 la pătrat, 576 minus 144,
432. Vom scoate factor de sub radical. E bine chiar să-i scoți ca să nu faci mental să greșești. Deci DE va fi 12 radical din 3 și înlocuim în arie. Baza mare era 48, baza mică 24, deci suma lor 72, ori înălțimea aflată 12 radical din 3 supra 2 centimetri pătrați. Vom simplifica 2 cu 12 și ne va rămâne 6 și apoi facem înmulțirea 12 ori 6. Acest subpunct C îl vei face doar dacă ești la recapitularea materiei pentru evaluarea națională, pentru că altfel trapezul se predă înainte de teorema lui Pitagora și nu vei avea posibilitatea să-ți calculezi înălțimea. Dar ținând cont că este un curs de recapitulare, am ales să punem și această problemă aici, să îmbunătățim cu acest subpunct problema noastră.